Am în fața mea noul iPhone 11 Pro Max. Hai să vedem rapid ce avem pro și contra, cel puțin ce am descoperit eu pro și contra pentru iPhone 11 Pro Max. Dă-i cu intro și începem imediat. În primul rând, avem cea mai bună cameră dintre toate smartphone-urile. Anul ăsta Apple s-a întrecut din nou, cum anul trecut XS-ul a avut cea mai bună cameră și anul ăsta iPhone 11 Pro și Pro Max are cea mai bună cameră dintre toate smartphone-urile. Toate cele trei camere combinate formează o cameră prin care poți trece de la una la alta în timp ce filmezi, fotografiezi, fără să simți vreo diferență, o face cea mai bună cameră. Are un tip de night mode smart, adică nici nu-ți dai seama când trece pe night mode, telefonul face singur asta pentru tine doar atunci când trebuie. Avem un extended dynamic range pe 4K, 60 de frame-uri pe secundă. Asta este incredibil. Dacă vedeți filmări făcute cu nou iPhone la 4K, 60 de cadre pe secundă cu extended dynamic range, când zonele luminoase sunt mai puțin luminoase și zonele umbrite sunt mai mult luminoase, astfel încât să ajungă la o imagine cât se poate cu cât mai multe detalii. O altă chestie nouă pe care o avem pe nou iPhone este 4K 60 de cadre pe secundă pe camera frontală. Bă, să filmezi 4K, să faci vlog, poți să faci acum vlog cu camera frontală a telefonului la 60 de cadre pe secundă. Vai mamă, vai. Noul telefon de la Apple are cea mai puternică sticlă din lume, dintre toate smartphone-urile. Adică sticla pe care o avem pe nou iPhone este extraordinar de dură și poate rezista unor căderi, cred că și de la 10 metri, 10 feet, cum spun americanii, care cred că e mai mult, 10 feet este mai mult de 10 metri, este absolut incredibil cât de dură poate fi sticla asta, dar rezistă la căzături și la o presiune puternică asupra sticlei. Și mai este și cu finisaj mat pe spate. Apple, în colaborare cu aplicația Filmic Pro, mă rog, firma care a făcut Filmic Pro, acum poți folosi nou iPhone 11 Pro care are 3 camere și poți înregistra 3 camere în același timp, fără a fi nevoit să faci zoom în post-producție sau ceva, doar faci switch între ele, Filmic Pro. Extraordinar, extraordinar. Puteți descărca aplicația, costă, dar se merită. Mai nou, acum poți conecta un controller de la PlayStation sau de la Xbox. De la PlayStation 4, noile controlere pot fi conectate la un iPhone și de la Xbox, nou controller, nu cel de la Xbox One S, dar noile controlere pot fi conectate la un iPhone și poți face gaming. Poți să-ți pui telefonul pe un stand și folosești un controller ca să te joci. Cât de tare poate fi asta? Cu noul procesor A13 Bionic, poate procesa mult mai multe procese, astfel încât procesorul este de 6 ori mai rapid. Noul iPhone 11 Pro, Pro Max, vin cu încărcător Speed Charger, Quick Charger sau Fast Charger, cum vreți să-i spuneți, este în sfârșit la iPhone. Și așa cum Apple-ul este un fan al securității, de fapt nu un fan, Apple-ul a definit securitatea într-un telefon din iOS 13, putem să ne logăm cu Apple, un cont Apple. Practic ce se întâmplă în momentul când vrei să-ți faci un cont undeva, pe orice alt site care acceptă cont cu Apple, logare cu Apple, el îți creează ca un fake ID, un fake email și redirecționează toate e-mail-urile către acest fake email, ca tu să nu-ți folosești datele tale personale, să nu-ți pui datele contul tău pe orice site sau orice aplicație. Wow! Și acum să trecem la chestiile care sunt contra nouă iPhone. De ce nu avem și pe iPhone 11 simplu fast charge? De ce este nevoie de 400 de euro în plus sau chiar mai mult să faci rost să poți încărca cu fast charge, să poți primi în pachet un fast charge? De ce nu am schimbat notch-ul? De ce avem încă același notch? Pe mine personal nu mă deranjează, dar tot mai multă lume par din ce în ce mai deranjată de notch. Partea aia de cupajul de sus, unde se află camera, difuzorul, Face ID-ul și de ce nu este mai mic? De ce nu am putut anul ăsta să-l facem mai mic sau poate chiar să-l facem să dispară? De ce avem slow feed? De ce putem înregistra slow motion cu camera frontală? Care este ideea? Cine ar putea folosi așa ceva? De ce iPhone 11 Pro este atât de scump, dar totuși de ce este la același preț cu iPhone XS de anul trecut? Și totuși, de ce iPhone 11 este atât de ieftin? Doar pentru că are LCD, ecran LCD, în loc de XDR Super Retina Display, denumiri pe care doar Apple le putea scoate? De ce nu mai primim adaptor jack în pachet? Un adaptor de la Lightning la jack, ca să putem folosi și niște căști normale, să-mi pot pune telefonul la mașină, să pot asculta muzică în mașină? De ce? De ce nu avem amprentă în ecran? De ce nu am făcut o combinație între Face ID și fingerprint, mă rog, amprenta în ecran, pe care deja Samsung a implementat-o de ceva vreme și funcționează extraordinar de bine? Care este logica de spatele chestiei este și de ce nu apare? De ce camerele de pe spate arată atât de mirat? De ce nu mai avem 3D Touch? Într-adevăr, era un feature nice to have,
Probabil nu multă lume îl folosea, dar eu îl foloseam cât de cât. De ce nu-l mai avem anul ăsta? Doar ca să mărească durata de viața bateriei? În video următor de acum vom discuta în detaliu despre ce se află în pachet, de ce avem așa, de ce nu avem așa și care este diferența, de ce Apple-ul totuși a inovat, dar nu a inovat. Așa că stay tuned, rămâneți pe fază, pentru că o să urmeze încă un clip și probabil încă unul și încă unul, pentru că sunt foarte multe de discutat despre telefonul ăsta și o diferență între ăsta și Android și multe altele. Rămâneți pe fază. Mulțumesc, share, like, subscribe. Puteți să mă căutați, vă rog, să mă căutați și pe Instagram, pentru că acolo postez fel de chestii. O să apară testuri. O să apară teste făcute cu camera și camerele, de fapt, ale unui iPhone 11 Pro Max. Vă mulțumesc tare mult. Ne vedem în video următor. Eu v-am lăsat. Pa!